Această emisiune este susținută de Purarom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. O emisiune specială, un subiect deosebit pe care mi l-am dorit să-l aduc aici, în fața voastră. Iertarea și împăcarea cu Divinul. Mulți dintre noi poate ne-am simțit că Universul cândva ne-a întors spatele sau poate nu ne-am înțeles niciodată viața, sensul. O ediție profundă, dar explicată foarte bine de Rijvan Vlad Rusu, terapeut holistic, maestru Feng Shui și psiholog. Bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit, draga mea, cu mult drag aici lângă tine în studio. Și da, e un subiect foarte important, dar care cu siguranță nu poate fi epuizat în timpul alocat unei singure emisiuni. Așa dar e. O să încercăm să-l sintetizăm, că mie nu-mi place termenul de rezumăm. Da. Îl sintetizăm așa cum putem. Și primul lucru pe care aș vrea să-l menționez apropo de iertare și de împăcare cu divinitatea, este că neiertarea vine din uitare. Noi uităm anumite lucruri și din pricina asta nu iertăm. Dacă vorbești cu orice om, mă rog, cu excepția evidentă a cazurilor patologice și a psihopaților, o să vezi că toți oamenii merg pe ideea iubirii, merg pe ideea iertării, merg pe ideea compasiunii, a binelui și așa mai departe. Da? Teoretic, atunci când ne e bine și ne simțim bine și lucrurile sunt echilibrate cât de cât, noi sigur că da, cum să nu iert? Normal că iert, asta e normalul. E, în momentul în care se întâmplă ceva care să ne destabilizeze în vreun fel acea stare de echilibru, am uitat. Uh-huh. Am uitat toată chestia asta și ne apucă nervii, ne apucă spumele. Îți dau un exemplu pe care l-am trăit chiar eu acum câteva zile. Eram pe stradă și am văzut o doamnă pe care o cunosc foarte bine, o doamnă specialistă în meditație, în calm, în mindfulness, în tot felul de povești din astea, psihoterapeut, și la un moment dat trece pe lângă ea un skater și o lovește, neintenționat cel mai probabil, ușor peste mână, ea își scapă gentuța. Reacția ei a fost o reacție agresivă, scurtă, dar agresivă. După care și-a revenit și îmi spune, e, l-am iertat, nu contează asta, a fost un moment, a trecut, l-am iertat. Aici e o problemă majoră. Problema este că atâta timp cât simțim nevoia să iertăm, asta presupune că la un moment dat am manifestat demonismul nostru interior, agresivitatea noastră, am destabilizat și mai mult lucrurile și a venit momentul să le recalibrăm prin iertare. Universul ideal, mai avem până la el, dar îl putem idealiza. Universul ideal e ăla în care nu mai există nevoie de iertare. Pentru că nu mai există cauzele care se duc către nevoia de iertare. Da? Dar în universul ăsta non-ideal în care trăim, datorită legilor ritmice prin care funcționăm, ne enervăm, ne supărăm, ne crizăm, urâm, ne răzbunăm, facem crize de gelozie și cel mai important, trăim în compromis. Pentru că altă sursă a neiertării dincolo de uitare este compromisul. Trăiești într-o relație în care nu ești fericit, în care nu ești împlinit, ai speranța că vei fi fericit, vei fi împlinit, dar trăind în starea aia, în sucul ăla al nefericirii, nu faci decât să acumulezi frustrare, angoasă, nervi. Și fără să-ți dai seama, te enervezi pe un partener. Și atunci apare nevoia de a-l ierta. Dar dacă apare nevoia de a-l ierta, înseamnă că ai și pentru ce să-l ierți. Și atunci tu degeaba-l ierți dacă nu rezolvi cauza. Pentru că tu poți să zici, ok, te iert acum pentru chestia asta. Dar încă trăiesc alături de tine în compromis. Deci iarăși te acumulează cauzele. Uite, foarte bine ai ridicat și îți mulțumesc că ai ridicat acest subiect. Te-ai referit de fapt la cauză. Pentru că aș vrea să te întreb, noi de fapt pe cine iertăm? Noi avem o problemă cu omul în sine care ne-a greșit sau cu acțiunea pe care el a făcut-o?
așa cum ai spus și tu, care a pornit dintr-o cauză anume și aceea ne... Aici e mai complexă ideea. Noi când suntem formați în, dincolo de cauzele karmice și mai știu eu ce povești spirituale, atunci când ne formăm fizic, de mici, cu sprijinul părinților, educatorilor, profesorilor, prietenilor, contextului în care suntem educați, ne creăm un sistem de valori, un sistem de plusuri și minusuri, un sistem de like-uri și dislike-uri, lucruri care ne plac și lucruri pe care nu le apreciem foarte mult. Și în momentul în care o persoană se mulează sau se conformează pe sistemul nostru valoric de like-uri și dislike-uri, totul e bine, îmi place de persoana aia, am o afinitate față de persoana aia, gândește ca mine, vorbește ca mine, ia uite ce compatibil suntem noi. În momentul în care o persoană nu se mulează pe sistemul meu și acționează, gândește, vorbește diferit de ceea ce eu apreciez la o persoană, atunci, din păcate, se trezește în mine o rezistență. Această rezistență poate să fie trezită foarte simplu printr-un simplu și asertiv, nu sunt de acord cu ce spui tu, dar ok, accept faptul că asta e părerea ta, felicitări, sau rezistența asta poate să se trezească un picuț mai dur, mai agresiv. Ia uite nenorocitul ce mi-a zis, ia uite ce a făcut, din cauza lui am făcut chestia asta. Și apare consecința primară, care se cheamă transferul de responsabilitate sau atribuirea vinovăției. Tu ești de vină, din cauza ta. De fapt, nevoia divină, spirituală de iertare, vine din necesitatea de a scăpa de această atribuire a cauzei și vinovăției în exterior. Pentru că noi, dacă stăm să ne gândim acum, da, eu am peste 40 de ani. În 40 de ani, probabil că o fi dat vina pe ți oameni. Da. Dacă stau să acumulez toată această vină pe care eu am aruncat-o în stânga, în dreapta, obțin un sac întreg de energie negativă pe care eu am aruncat-o și care la un moment dat trebuie să vină înapoi. Iertarea față de alții, și o să ajungem și la iertarea de sine, este cel mai bun mod de protecție care există în universul ăsta. Pentru că lumea se focalizează pe atacul, psii, pe agresiuni. Există, nicio problemă. Dar cele mai urâte agresiuni sunt alea pe care noi ni le facem fără să ne dăm seama. Și un mod sigur de a mă agresa eu pe mine este să nu te iert pe tine. Pentru că neiertându-te eu pe tine, la un moment dat, deși poate psihologic îmi satisfac o nevoie, știi că și neiertarea asta are un rol psihologic, nu există mecanism fără de sens, mă face să mă simt mai bine. Dar la un moment dat, prin neiertare, energia pe care eu ți-am dat-o ție, va veni înapoi la mine. Și să ne ferească Sfântul dacă vine înapoi și de la faptul că nu te-am iertat pe tine și nici pe ea, nici pe el, nici pe cutare, nici pe cutare. Și atunci ne întrebăm, dar de ce merge prost? Dar de ce m-a înșelat nevasta? Dar de ce copiii reacționează așa? Dar de ce nu mai am fluxul financiar care era? Și dacă vrei să urcăm și la un nivel global, de ce există războaie? De ce există conflicte militare? Păi vrei să-mi spui mie că doar din nebunia unui președinte? Nu. Nici o treabă. Din faptul că la nivel de egregor, la nivel de globalitatea noastră, ca Terra, ca 8 miliarde, parcă nici mai știu câți eram, de oameni conștienți de sine, care ne urâm tot mai mult și ne destabilizăm tot mai mult emoțional prin neiertare, în momentul în care se întâmplă chestia asta, întregul nor de neiertare și întregul nor de neiubire creează o rezonanță. Așa cum am spus, eu dacă nu iert, mă agresez pe mine că lucrurile vin înapoi. Noi ca Teră, dacă creștem în neiertare, același principiu, guess what? Lucrurile, energia vine înapoi. Și când vine cumulat, apare război, apare conflict. De asta e un subiect extrem de complex. Pentru că multă lume îl vede, ok, mi-a greșit ăla, mă rog la Dumnezeu să mă ajute să iert, îl iert, fac o meditație, am pus și eu una pe YouTube, intru, fac meditația, ăluia, gata, l-am iertat, sănătate. Hai, mămică, dacă ar fi așa, ar fi extraordinar. Dar are legătură, Rizvan, și cu iertarea de sine? Adică dacă nu știu să mă iert pe mine, însă nu știu să iert la rândul meu? Iertarea de sine este extrem de importantă ca unealtă, în primul rând, terapeutică. Da. Dacă eu nu reușesc să mă iert pe mâine, se întâmplă un alt fenomen care e foarte grav. Nu reușesc să mă accept pe mine. Iertarea și neacceptarea merg mână în mână.
Dacă îți dau un exemplu din terapie de săptămâna trecută, o doamnă tânără, 40 de ani, supraponderală, vine și îmi spune: mă urăsc cu toată ființa mea, pentru că sunt grasă și nu sunt în stare să duc o dietă până la capăt. Și am fost la terapeuți care mi-au spus să mă iert și n-am reușit. E normal că n-ai reușit. Dacă te urăști, cum să te ierți? N-ai cum. Dacă te uiți în oglindă și nu accepți ce vezi. Pașii sunt simpli pentru sine. Acceptare, iubire, iertare. În moment, primul moment, trebuie să accepti. Ești gras? Ești slab? Ești pitic? Ești înalt? Acceptă-te. Ăsta ești. Poți să schimbi ceva. Știi, apropo de rugăciunea aia, știi? Doamne, dă-mi înțelepciunea să accept lucrurile pe care le pot accepta și să fac diferența între ele, știi? Întâi mă accept. Din acceptare răsare iubirea. Iubirea topește neiertarea. Pentru sine e mai dificil de multe ori. De ce? Dacă tu mi-ai greșit, eu poate reușesc să te iert. Eu nu locuiesc cu tine, nu trăiesc cu tine, dar eu trăiesc cu mine. Înțelegi? Sunt non-stop cu mine. N-am cum să scap de mine. Decât prin diverse tehnici de meditație și nu avem cum să stăm în ele non-stop, că mai trebuie să câștigăm bani. E, și atunci, trăind cu mine non-stop, eu sunt expus permanent la tiparele cognitive care îmi reîntăresc neiertarea. Nu sunt bun de nimic, sunt prea grasă, nu mă place nimeni, nimeni nu mă iubește. Astea sunt tipare care îmi scad stima de sine. Ca regulă de tip lege, cu cât am stima de sine mai mică, cu atât am nivelul sau capacitatea de iertare de sine mai mică. Ca să fie clar. Un om stoic, cu o stimă de sine lucrată acceptabil, nici nu zic foarte bine, reușește să înțeleagă în primul rând un adevăr divin. Nu am totul în control. Neavând totul în control, faptul că uneori lucrurile nu o să iasă cum vreau eu, e garantat. Eu pot să mă acuz sau nu. Da? E alegerea mea. Dar ne întoarcem la uitare. Uit că e alegerea mea. Și atunci eu recomand o metodă care e foarte practică. Oricine poate să o aplice. Și va face bine din momentul întâi. Termenul englezesc pe care îl are metoda asta și o să-l dau pentru că e deja mainstream, este mindfulness. Ce înseamnă mindfulness? Mindfulness înseamnă să trăiești clipa aici și acum. Una din marile cauze, spuneam, ale neiertării este uitarea. Ce înseamnă că uit? Că nu sunt aici și acum. Da? Dar, dacă tu m-ai supărat cu ceva și eu sunt nervos și nu te iert că m-ai supărat, uite ce mi-ai făcut o chestie, dacă într-o clipă mă centrez aici și acum și o să vă învăț cum, și respir și mi-aduc aminte. Eu nu am cum să controlez reacțiile tale, dar am cum să controlez reacțiile mele. Corect. Că de reacția mea depinde viitorul meu, pentru că dacă eu te iert, îmi creez, fără să-mi dau seama, un viitor mai bun. Iar eu, dacă nu te iert, îmi pun bazele suferinței viitoare. Și dacă conștientizez că acum, fix acum, eu pot să aleg să spun: ok, mi-ai greșit, a fost urât, m-am enervat groaznic. Dar la ce mă ajută să rămân așa? La nimic. Și trec peste. Da? În momentul ăla eu deja mi-am pus bazele unui viitor mai bun. Vreau să spun un lucru care ți se va părea de necrezut. Dacă am face efortul ca în măcar 30% din cazurile în care nu ne convin lucruri, ne enervăm sau nu iertăm, am face acest efort conștient de a trăi în clipa prezentă, în mindfulness, și am alege să dăm la o parte tensiunea interioară, viitorul nostru ar fi mai lipsit de rău, de accidente, de sărăcie, de durere, de suferință, de boală, de nefericire. Garantat 100%. Da. Testată pe mii de pacienți poveste. Cum fac? E de antrenament, din păcate. Nu există o metodă pe care o fac acum și gata, mi iese mereu. Minim 3 săptămâni, acel 21 de zile, în fiecare zi, la fiecare stimul care îmi produce o stare negativă. Merg cu mașina, mă grăbesc undeva și s-a pus roșu la semafor.
Vreau să hrănesc pisica și pisica dărâmă bolul cu mâncare. Vine nevasta și mă ceartă că n-am spălat vasele. Orice stimul, cât de mic, cât de mare. Conștientizez că am acea sursă de nervi, de disconfort, de ură, de mânie, de furie, de diverse niveluri de emoție negativă. Și în momentul ăla îmi spun în cap următoarele cuvinte. Eu sunt singurul care poate alege reacția mea la acest eveniment. Evenimentul, să știi că nu contează, contează reacția mea la acel eveniment. Îmi spun în minte, eu sunt singurul care poate alege cum reacționez în această situație. Singurul. Da? Conștientizez în momentul ăla și veți vedea automat că dacă eu reacționez cu toată dihania din mine, nu-mi va fi bine pe viitor. Gândește-te. Vine nevasta, urlă la mine, n-ai spălat vasele. Dacă eu îmi spun, eu sunt singurul care alege conștient cum reacționez în această situație. Și mă liniștesc, o să vezi că apare o liniște instantanee. Se numește liniște stoică. Și spun, draga mea, chiar îmi cer scuze sau îmi cer iertare, mi-a fost lene. N-am avut chef, am uitat, whatever. Ea poate să continui cicăleala, știi? Tu stai în liniștea ta, lucrurile se vor dezamorsa. Dacă începi să țipi și spui, dar tu ce păzești în casa asta? Te-am luat nevastă degeaba? Spală vasele. Aia se enervează și mai tare și se produce un tăvălug care, fără să-mi dau seama, generează energie. Iar energia asta, mă scuzi, n-are cum să se disipe. Corect. Ea rămâne și se transpune în viitor. Și peste o lună, două, un an, doi, energia asta vine înapoi peste mine, sub formă de conflicte, sub formă de divorț. Că fiecare tip de conflict pe care noi îl avem produce o consecință. Conflictele pe care le avem interumane produc despărțiri, rupturi și neînțelegeri. Corect. De exemplu, conflictele pe care le avem de unii singuri, în trafic te enervezi că e roșu și mai departe, au ca și consecință boala. Da. Avem cum să nu ne enervăm? Adică, nu, deci se produce, nervii avem, clar, simțim agresiunea și față de cealaltă persoană și față de noi înșine. Dar cum ai spus tu, aleg reacția pe care să o am. Dar, uite... Important, mă scuzi, nici măcar nu e să aleg reacția. Important e să conștientizez că doar eu pot. Aleg cum corect, reacționez. Corect. Și dacă nervii sunt atât de mari încât nu putem să... Nu. Hai să spun ceva. Neiertarea și nervii reprezintă teama inconștientă că pierd controlul. Asupra situației, exact. Persoanei... Fiecare dintre noi, vrei sau nu vrei să admiți, I don't care. Fiecare dintre noi avem un anume nivel de control freak în interiorul nostru. Da, așa e. Vrem control. Vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi. În momentul în care apare o disturbanță în asta, în... A disturbance in the force, știi? Vorba filmului. Când apare orice fel de conflict, noi pierdem controlul. Inconștient știm asta. Când îmi aduc aminte conștient, eu sunt singurul care are controlul de a alege cum reacționez sau care e răspunsul meu la această situație, eu îi transmit inconștientului meu că, de fapt, n-ai pierdut controlul. Da. Decât parțial. Dar fii antenă că ai controlul să reacționezi cum vrei tu. Și atunci inconștientul zice, a, super, stai așa, cum am calmat. De asta această frază pare foarte simplă, pare banală, are o putere enormă. Această frază, să știi că a fost prima oară indexată, că nu cred că a inventat-o el, de filozoful Zeno din Citium, care a trăit acum multe sute de ani și care a inventat o chestie care se numește stoicism. El se ducea în piațeta lor numită Stoa și vorbea cu oamenii despre problemele lor. Așa a ajuns la această chestie. E, prin această mică propoziție, eu reușesc să dau inconștientului reasigurare că încă are control. Și atunci, ca să-ți răspund la întrebarea ta, nervii mei nu escaladează. Da. Pentru că nervii nu apar niciodată pe sistemul acum am nervi mari, brusc. Nu. Nervii cresc, clocotesc. Începe de la o chestie, începe în tine, o stare. La un moment dat nu mai te poți abține, explodezi. Și dacă starea este întreținută, crești și mai mult intensitatea. E, toată cheia este să-ți readuci
premiza controlului stoic în mintea ta de la început. Dacă îți aduce această premiză, eu sunt singurul care poate alege acum și am puterea asta de a alege cum să reacționez la această situație, nu vei mai escalada în nervi. Dar, repet, nu-ți va ieși cel mai probabil din prima, sau dacă îți va ieși, vor mai exista și picaje, pentru că este un obicei. Și orice obicei trebuie să fie împământenit, inclusiv la nivel neurofuncțional. Și asta se întâmplă prin 21 de zile minim de repetare zilnică. Eu aș merge chiar pe mai mult de 21 de zile. Eu, de exemplu, eram o persoană care în adolescență eram foarte irascibil și nervos. Nu pot să cred. Foarte irascibil și nervos. Bine, gândește că eram un tip și super foarte timid. Da? Da. Aveam o problemă cu vorbitul în public, iar acum am conferințe cu 6.000 de oameni. Doamne, ajută-te. E o mică diferență între cum sunt. M-am modelat pe mine învățând. Dacă eu pot, pot și tu, poate oricine, pentru că n-am absolut nimic special față de nimeni altcineva. Asta să fie foarte clar. E, și atunci, fiind foarte irascibil, am descoperit această filozofie stoică și am descoperit un maestru care a murit din păcate și care m-a învățat exact ceea ce m-am spus eu acum. Când te apucă, spune-ți asta. Știi care a fost reacția mea? Prostie. N-are cum să meargă. Frate, e o propoziție, mă lași. Și el a zis, ok, crezi asta, dar îți ia 5 secunde. Practic. Și a zis, bine, hai, dă gura ta. În maxim o lună, nu am mai fost nervos. Nu mă mai enervez? Evident că mă enervez în anumite situații. Dar e așa, știi? Da. Da? Înainte era cu bulbuci. Wow, nu înțeleg? Pot să cred că... Eu nu l-am crezut și îți fac pariu că mulți dintre telespectatorii noștri nu m-au crezut și încă nu mă cred. Da. Și it's ok. Dar eu vă provoc așa. Vă costă 5 secunde din viață. Vă zic. Practicați. Dacă nu merge, asta e, ați avut voi dreptate. Dar dacă merge, da, este miraculoasă povestea. Asta e partea neurologică. Dar să săpăm mai profund. Am vrut să te întreb dacă cumva ar trebui să mergem și pe firul... Da, dar trebuie să începem, cum v-am spus, cu partea asta. Clar, să potolim potul. Pentru că dacă te arunci în oala cu rahat din prima, corect, te murdărești. Întâi trebuie să cureți. Și ca să cureți, metoda pe care v-am dat-o este cea mai bună. După aia încep să sapi un pic mai profund. Pentru că mai profund și mai profund și mai profund, cauza neiertării este o supărare pe divinitate. Am, să știi. Da. Cunosc oameni care sunt supărați și care, unii dintre ei au dezvoltat această supărare în urma unor evenimente. Eu, la vârsta de 8 ani, când mi-a murit bunica, am fost supărată pe Dumnezeu realmente. Adică am avut certuri cu el, pentru că bunica mea a fost ca mama mea. Și am avut ceartă mult timp până când am înțeles eu. Și sunt persoane care se nasc cu, sau nu știu dacă se nasc sau poate că se nasc, dar dezvoltă această ură pe divinitate. Și nu, sau nu știu, cumva le-a lipsit și figura paternă și aș vrea să te întreb dacă are o legătură cu, din punct de vedere psihologic. Nu au avut așa o copilărie cu o figură paternă și apoi au dezvoltat și o supărare pe viață și pe lipsa bucuriei pe care n-au mai simțit-o. Adică bucuria pe care n-au simțit-o, că lipsa au tot simțit-o, de fapt. Noi aici putem să luăm figura asta în două părți. Da. Una este arhetipală. E specifică psihologiei junghiene. Eu nu sunt junghian, dar ca idee, există arhetipul căderii luciferice. Dacă stăm să ne gândim, Lucifer era cel mai frumos și strălucitor înger pe care Dumnezeu l-a creat. Nu o zic eu, scrie la carte. Era atât de strălucitor încât i s-a dat numele Lucifer, Lucis Feris, cel care face lumina. Lumina, puțină lume știe, lumina, energia luminoasă, a fost făcută de Lucifer. Până când prima ură pe Dumnezeu a avut-o Lucifer. Și a spus, bă, da, dacă tot eu am făcut lumina, de ce tu ești mai strălucitor? A existat prima comparație, prima mostră de orgoliu. Și în momentul ăla, știm povestea, a picat. Acest arhetip al căderii luciferice
există vrând nevrând în fiecare dintre noi. Se numește umbră. Noi avem umbra. Umbra este suma tuturor frustrărilor, nemulțumirilor, urilor, dracilor și spumelor și a tuturor arhetipurilor negative demonice care au existat în egregorul numit umanitate. Pentru că vrem, nu vrem, suntem conectați la o chestie colectivă. Nu suntem chiar atât de sine stătători. Corect. Există oameni, da, materialismul, de exemplu, care poate să zică între Risman și Oana există 3 metri. Ei nu sunt conectați pentru că aici există aer. E, dar asta e conexiunea fizică. La alte niveluri putem să fim conectați în ț-moduri. Da? Și asta e o primă cauza nașterii cu ura de Dumnezeu sau a căpătării urii de Dumnezeu printr-un eveniment. N-am să-ți ascund și eu, după ce a murit tatăl meu, am avut o mică ceartă cu Dumnezeu. Mi-a trecut între timp. Dar momentul ăla a fost magistral. Da. Apare datorită reactivării acestui arhetip. Noi trebuie să înțelegem că dincolo de psihologie și dincolo de creieraș și de cortexul prefrontal și dincolo de toate mecanismele astea pe care știința le poate explica, repeta și studia, noi suntem conectați la ceva mult mai profund și mult mai nevăzut. La tot ce înseamnă trecutul universului și al creației. Și atunci toate arhetipurile astea rezonează în noi la un anume moment. Dacă apare un trigger, un declanșator, atunci se manifestă acel arhetip. Și ura luciferică față de Dumnezeu se naște în mine. Asta e o viziune catartică. Dar mai există viziunea psihologică, care spune așa: eu eram convins că chestia asta este eternă. Și n-a fost. Cine e ăla care a zis că totul e etern în Dumnezeu? Dumnezeu? Fie rar să fie. Păi ia uite ce ai făcut. Apare această stare de neiertare divină numai la persoanele care nu și-au rezolvat acceptarea impermanenței lucrurilor. Din păcate, singurele două lucruri certe pe care eu pot să ți le garantez fără urmă de îndoială sunt schimbarea și moartea. Atât. Așa știu e. Sigur că eu, cum sunt în clipa asta, nu voi mai fi în clipa următoare și schimbările pot fi minore și avem mecanisme de adaptare prin care, ca pe niște arcuri, așa, știi, ne adaptăm. Te doare un pic burta, asta este, mă adaptez, până mâine îmi trece. Da? Nu le băgăm în seamă. E, când există schimbări majore, da? Atunci apare lipsa de adaptare și de acolo apare furnicătura aia nervilor. Problema intervine în momentul în care eu nu pot să accept că anumite lucruri nu-s eterne. Și am să spun ceva care va părea foarte dureros, dar nu e. Din momentul în care un bărbat și o femeie, sau bărbat și bărbat, femeie și femeie, suntem open la orice în ziua de azi, da? S-au cuplat. Singurul lucru cert pe care eu știu e că la un moment dat se vor rupe. Da, așa este. Fie că moartea o să-i despartă. Fie că moare unul sau amândoi, fie că se ceartă, fie că divorțează, nu știu. Habar n-am ce o să fie mâine cu ei. Dar știu că la un moment dat se vor despărți. Singurul lucru cert pe care pot să ți-l zic de un copil în momentul în care a ieșit din uterul mamei lui este că va muri. Da. Probabil peste 100 de ani, nu știu. Dar va muri. Restul este incert și impermanent. Și este o necesitate, dar aici intrăm în tărâm mai avansat, ca fiecare aspirant, nu neapărat la evoluție spirituală, deși e parte din, fiecare aspirant la o viață bună, trebuie, și rarisim folosesc trebuie, să lucreze la acceptarea impermanenței. Înțelegi? Când reușești să conștientizezi natura impermanentă a lucrurilor, reușești să-ți dai seama cât de puțin merită să te enervezi și să nu ierți. Pentru că în timpul scurt pe care îl avem, dacă eu mai pun bețe în roate aducând și energia nervilor, a urii, a furiei, a frustrării, a neiertării, când mai am timp să mă bucur? Are legătură cumva și cu o neîncredere pe care o avem în oameni sau în noi înșine? Cu siguranță. Aici avem mecanismele psihologice. Da. Sunt oameni, de exemplu, care sunt mult prea încrezători, se deschid mult prea ușor, și sunt oameni care sunt foarte închiși. Poate să dureze luni, ani de zile până ajungi să vezi ce e acolo. Da. De ce se întâmplă asta? Pentru că oamenii au suferit. Și oamenii își iau
tiparul suferinței ca pe un tipar universal. Dacă pe mine m-a înșelat un partener, doi parteneri, trei parteneri, ajung la generalizări. Toți mă înșală. Și atunci, ca eu să mă feresc și să nu mă mai înșele, ce fac? Mă închid. Mă închid în mine. Trebuie să dai ca la ceapă 300.000 de felii jos ca să vezi cine ziu cu adevărat. Da? Cel mai grav, am întâlnit multe cazuri de oameni care au ajuns la faza de generalizare, s-au închis, au intrat, de exemplu, într-o relație în care s-au deschis în un an, doi, și când s-au deschis, au pățit-o iar. E, în oamenii aia se întâmplă ceva. Să producem, noi numim în psihologie, clivaj. Efectiv, ceva se rupe în psihicul nostru. Și atunci neîncrederea dă naștere la suspiciune, dă naștere la individualism, dă naștere la izolare, dă naștere la faptul că, din păcate, nu mai poți să iubești și nu mai poți să te iubești. Pentru că ceea ce se blochează când nu am încredere în oameni e capacitatea mea de a iubi. Nu poți să te iubești dacă n-am încredere în tine. Corect. Nu? Aici e o fază 2. Faza 1 a fost cum pot eu să te iubesc pe tine dacă nu mă iubesc pe mine. Faza 2, cum pot eu să te iubesc dacă n-am încredere în tine. Și se blochează iubirea. Blocându-se iubirea divină, se blochează accesul la cel mai înalt nivel spiritual. Cheia vieții frumoase e să iubești. Și ca să iubești, o să sune urât, dar e adevărul. Și poate să mă contrazică cine vrea, again, I don't care. Iubirea se antrenează. Nu e pe principiul ai sau nu ai, toți o avem. Iubirea se antrenează. Și cum, Rizvan, cum poți să faci un om care nu iubește oamenii sau care spune că nu iubește oamenii, da, și care îi acuză și vorbește poate și urât despre ei și așa mai departe, să iubească? Cum îl faci pe omul ăla să aibă încredere în viață și în oameni și în el însuși? În primul rând vreau să spun că nu trebuie să-l faci să. Bine, omul, eu am, nu eu. Să vrea el omul, să. Clar. Dacă într-un om nu se naște dorința, e ca la psiholog. Cine vine la psiholog? Omul care vrea să vină la psiholog. Există oameni, îmi vin cazuri și îmi spun vreau să-l aduc pe bărbatul meu la psiholog pentru că este, nu știu, prea nervos. Da. Adul, păi nu vrea să fii sănătoasă. Cu forța nu poți să schimbi pe nimeni. Așa. Dacă unul vrea să se schimbe, înseamnă că deja are acel mic beculeț de speranță și de el te agăți. Și eu aplic o tehnică, mă rog, e mai complexă povestea, în trei pași, să spunem așa. Întâi lucrăm la iubirea și acceptarea de sine. Știi că s-a demonstrat științific, și iubesc faptul că s-a demonstrat științific, da, că oamenii care nu iubesc sau nu poate să dea iubire au o disociere la nivelul simțurilor față de amintirile din copilărie care au fost neplăcute? În sensul că oamenii care nu iubesc sau spun că nu iubesc au pățit ceva în copilărie. Clar. Probabil că nu o să ne spună niciodată sau o să ne spună, nu știu, dar nu contează. Dar ce au pățit e așa. Față de lucrul ăla negativ pe care l-au experimentat, ei îl văd, au atitudinea asociată, îl văd asociat, îl văd prin ochii lor, ca și cum ei sunt acolo în momentul ăla, văd ce au văzut, aud ce au auzit, gustă ce au gustat, miros ce au mirosit, ating ce au atins. Și față de amintirile bune, că sigur au împărțit și chestii bune în copilărie, nu? Au o viziune disociată. În loc să vadă prin ochii lor lucrurile bune, le văd ca și cum ar fi un actor exterior și le văd de la distanță, în ceață, neclar. Omul care nu are problema asta are exact invers mecanism. Noi tindem să ne disociem de rău și să ne asociem cu binele. Da. Omul care urăște se asociază cu răul neurofiziologic și da, se disociază de bine. Și atunci eu reușesc, în cabinetul terapeutic, să schimb această situație în jumătate de oră. Pentru că știu cum să acționez și asta, din păcate, n-am cum să spun pe post, pentru că sunt tehnici terapeutice care necesită un pic mai multă explicație. Dar, în principiu, pot să lucrez cu omul, să-l duci în trecutul lui, să-l focalizezi pe o amintire plăcută și să o reasociezi, da? Deci îi spui amintirea plăcută, vezi-o prin ochii tăi, da? Nu te vezi pe tine uitându-te la tine din exterior, vezi-o prin ochii tăi, simte, miroase, gustă, atinge, vezi ce ai văzut în momentul ăla, amplifici toată povestea asta și o repeți foarte repede într-un mod specific, după care te duci în amintirea neplăcută pe care omul o asociază,
îl scoți, îi spui, imaginează-ți că ieși din tine. Ieși așa prin spatele tău din tine și te vezi în exterior, tu pe tine, trăind acea amintire neplăcută. Te duci și mai în spate. Faci imaginea alb-negru, faci sunetele să se audă mai încet. Nu mai simți gustul, nu mai simți mirosul și nu mai ai ce să atingi, că ai ieșit din tine. Și la fel, amplifici povestea asta, o repezi de multe ori. Și în jumătate de oră, frecând neurologic asocierea și disocierea față de amintirile plăcute și neplăcute, omul ăla nu mai e în stare să urască. Am făcut experimentul ăsta de minim 6.000 de ori până acum și n-am avut un eșec. Ceea ce înseamnă că și știința, iată, e bună. Pentru că ei au demonstrat că sistemul limbic, amigdala, corpul calos și toate cele care au de-a face cu emoțiile noastre și cu ancestralitatea noastră, au o conexiune la cortexul prefrontal, adică la modul în care noi înțelegem, învățăm și interpretăm realitatea, prin două mecanisme, asociere și disociere. E demonstrat pe cărări neurale, adică nu mai e, n-ai cum să negi povestea asta, e demonstrată de neuroștiințe. Și atunci am zis, dacă e așa, ce ar fi să? Știi? Și ne-am jucat. Și nu eu am inventat chestia, am inventat-o în paralel, să zic, au mai fost și alții în paralel cu mine care s-au gândit la același lucru. Și acum este o întreagă știință care se cheamă neuropsihiatrie asociativă și mă joc și eu cu cercetarea în cadrul ei, prin care noi reușim să schimbăm reactivitatea emoțională a oamenilor prin asociere și disociere. Și îți dau un mic exemplu de aplicație, ca paranteză, chit că nu are legătură cu subiectul. Există foarte multe cazuri și lucrez cu foarte multe cazuri de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, tulburare de stres post-traumatic. Oamenii care au trecut prin atentate, războaie, violuri, atacuri, relații abuzive, rămân cu acest stres post-traumatic, rămân cu frica de a se deschide, rămân cu frica de a se asocia, rămân cu frica de a iubi, rămân cu teamă excesivă, irațională, rămân cu anxietate și atacuri de panică și fobie de anumite locuri, situații, sunete. Este îngrozitor ce se poate întâmpla. Și este revoluționar cum până acum niște ani terapia pentru PTSD însemna ani de zile de psihoterapie, iar acum terapia pentru PTSD o ședință, două. Pentru că reușești, fără să-l tai, fără nimic, da, să disociezi fenomenul negativ pe care omul și-l tot repetă, da, să asociezi fenomen pozitiv pe care îl găsim la fața locului și omul deja nu mai are acea reactivitate. Și mai mult îl și înveți cum să facă el acasă fenomenele astea, că rolul nostru, al meu cel puțin ca terapeut, nu este să-i golesc de bani pe oameni să vină de 1000 de ori, nu-mi place dependența, îi înveți să lucreze singur. Da? Și atunci, eu cred că suntem în pragul unei revoluții terapeutice, care sper să nu fie umbrită de un război, sper. Și anume revoluția aia prin care noi urmează să vedem și să demonstrăm științific că aceste concepte filozofice ale iertării, iertării de sine, iubirii, iubirii de sine, iubirii de alții, iubirii de Dumnezeu, au și o componentă neurofiziologică de care noi putem să ne agățăm ca să facem lumea mai bună. Pentru că dacă s-a demonstrat că rugăciunea ne îmbunătățește creierul, știi? E demonstrat. Omul când stă și spune o rugăciune, au fost puși la tot felul de aparate, cortexul lor prefrontal se îmbogățește în acis graș omega-3-6-12, care sunt singurii care pot hrăni neuronul în funcționalitatea lui. Da? În 4 minute de rugăciune, este studiul la Sorbona, faimos primul, în 4 minute de rugăciune, nivelul de permeabilitate neuronală crește cu 80% și nivelul de acis omega, de care ori fi ei, crește cu 400%. În 4 minute de rugăciune. Wow. Este absolut fundamental. Modul în care se creează pe RMN funcțional legăturile în creierul nostru în 4 minute de rugăciune este absolut extraordinar. E, și atunci, pe lângă rugăciune, iată că o să avem în curând și metode un picuț mai științifice, să spunem așa, prin care ne putem juca. Cheia, ca să rezum, dacă îmi poți permite 3 minute, e așa. Ține minte, dragă telespectatorile, că orice neiertare înseamnă o energie negativă pe care tu o dai afară și va veni înapoi. Nu merită. Neiertarea este un comportament ineficient, pentru că îți face rău simplu. Al doilea lucru, ține minte că deși pare că n-ai controlul, ai control. Și îți pui în mintea ta,
eu sunt singurul, singurul chiar, care are total control și libertate de a hotărâre acția mea în acest moment. Fă asta minim 21 de zile și îi vei reaminti creierului tău că de fapt ai control. Te vei liniști fantastic, nu o să mai escaladeze nervii. Dacă deja ai neiertări vechi, trecute, pe care nu le-ai lucrat încă, nu îți programa mintea că durează până le rezolvi. Rezolvarea poate să fie simplă. Du-te mental în momentul ăla. Adu-ți aminte momentul în care Gigel ți-a greșit. Imaginează-ți că ieși din tine, fă un pas în spate, îndepărtează-te, vezi-te din exterior, cum îți greșește Gigel. Fă imaginea aia alb-negru. Înlocuiește vocea lui Gigel cu vocea lui Donald Duck. Da? Fă imaginea cu purici. Ieși din povestea asta. Disociază-te de povestea asta. Da? Și spune-ți mental. Eu aici acum sunt singurul care controlează răspunsul meu. Și în acea clipă, când ești disociat, uită-te la Gigel și spune-i, Gigel, știi ceva? Eu nu merit să-mi strig viața pentru tine. Te iert în totalitate. Și ieși din vizualizare. La nevoie, poți să o repeți. O dată, de două ori, de trei ori. Fă o listă. Pe hârtie, reală, nu o vede nimeni intimă. Sau pe telefon, ca cu toți stăm cu telefoanele, da? Păi ia să mă gândesc eu, de când îmi pot aduce eu aminte de mine? Cine m-a enervat pe mine? Da? Că dacă îți vine mintea cu unul de te-a enervat acum 30 de ani, e groasă, crede-mă, poveste. Și fă-l, ăla că n-a spălat vasele, ăla că m-a înșelat, ăla că m-a făcut, ăla că mi-a adresat. Bun. Și începe să lucrezi cu ei exact cum ți-am zis eu. Îți promit că viața va deveni numai bună, mult mai bună. Pentru că atunci când scoatem neiertările în găurile alea, intră iubire, intră lumină. Și dacă intră iubire și lumină, tu te transformi automat într-un magnet pentru iubire, pentru lumină, pentru fericire și prosperitate. Și, vreau să te întrebi de prosperitate și de iubire. Sunt oameni care spun că nu. Automat intră iubire? Adică iei ceva și iubirea este reversul acelui... Automat intră polaritatea opusă. Polaritatea opusă, nu? Asta e important, da, că nu, da. Automat intră iubire. Că da, tu... corect. Dacă, nu, în cazul acesta ai scos răul exact. Și a intrat iubirea. Asta e principiul și la neiertare. Tu ce scoți? Ce dai afară? Nervi. Da. Da? Da, da, da. Scoți nervii și ura. Da? Dacă scoți nervii și ura, asta îți vine înapoi cumva, da. Dar tu n-ai scos-o, n-ai scăpat de ea, ai transferat-o. Că aici vin criticii și spun, păi dacă e polaritatea opusă, înseamnă că dacă eu scot nervii, îmi vine iubire. Nu. Da. Tu nu i-ai scos, i-ai proiectat, i-ai aruncat pe cineva. Când lucrez prin tehnica pe care v-am recomandat, eu nu proiectez, eu dizolv. Dizolv. Rămâne realmente gol. Pentru că tu ai senzația că dacă eu acum mă apucă spumele și urul la tine, rămâne gol, mi-am scos? Nu! Am proiectat, energia încă e acolo. Și uite așa am rezolvat și critici. Energia prosperității, Rizvan, are legătură cu... Adică poate să fie blocată și din cauza încrâncenării pe care eu o simt ca individ asupra vieții și asupra situațiilor din viața mea și asupra, da, oamenilor și așa mai departe? Da și nu. Da, în sensul, nu în sensul că o să vezi oameni bogați, putre de bogați, care sunt extrem de urâcioși, răi, neiertători, da, în cazuri și avem destui. Da. Și o să zici, dar de ce? Am avut șansa și am șansa să cunosc astfel de oameni și am observat un lucru. Oricât bani ar face, nu se bucură de ei. Da? Îți dau un exemplu, poate banal. Îi iei unui copil sărman o ciocolată. Dacă te uiți la reacția lui și la fața lui, o să înțelegi ce înseamnă bucuria pentru nimic. Dui bogătanului aceeași ciocolată. O să o arunce undeva și o să zică, te dracu, că eu nu mănânc de-asta. Da. Da? Care e diferența? Că ciocolata e aceeași. Diferența este că, de obicei, lipsa este cea care te face să apreciezi. De aia ne e dor. Nu te văd o lună, mi-e dor de tine. Da? Dacă te văd în fiecare zi non-stop, zata nu mai fie dor de tine. Lipsa mă face să. Dar unde nu simte bogatul excesiv care-i rău lipsă? Da? La avariție. Singurii bogați nefericiți sunt bogații avari.
Bogații fericiți sunt bogații care nu zavari. Da? Eu cunosc bogați care n-ar avea o problemă să dea oricâți bani, chit că ar rămâne ei fără, și cunosc caz de om foarte cunoscut din străinătate, care are o avere de miliarde de dolari și care mi-a spus un lucru. Modul pentru care, în care eu am ajuns bogat este că eu n-am făcut cinste nici măcar cu o cafea vreodată. Și când ieși cu mine, să nu te aștepți vreodată să-ți plătesc eu partea ta. Și am avut întâlnire cu acest om, care este în top 10 oameni bogați din această lume, iar la masă eu mi-am plătit bucata mea și a plătit bucata lui. Acolo este sursa avariției, nu doar din asta, nu vrei să știi. Mult mai multe lucruri, înțelegi? Problema pentru care omul ăla m-a contactat, oricât este de bogat, este nefericit. Înțelegi? E, și atunci învățăm să lucrăm la niște chestii și să vezi ce bine este. Iubirea interioară este legată de iertare, este legată de toate virtuțile. Implicit opusele lor, neiubirea, neiertarea, sunt legate și ele între ele. Prosperitatea este o expresie a receptivității divine. Un om nu are cum să fie prosper dacă nu e receptiv din punct de vedere divin. De asta o să vezi oameni care trăiesc prinși în niște tipare, mă trezesc, mă spăl pe dinți, fac duș, mă îmbrac, mă duc la servici, lucrez, satisfac sau nu șeful, mă întorc, mai mănânc ceva, fac dragoste cu nevasta, mă culc, mă trezesc. Știi? O chestie perfect ciclică, repetitivă, intrată într-un tipar. Asta este nereceptivitate. Asta e închiderea într-o cochilie, într-un cocon de, habitualism. Repetitivitate. Da. Și atunci când accept situațiile, cum vin în viața mea, cum ce vorbeam la începutul emisiunii, exact, atunci am această receptivitate. Și îți mai spuneam ceva, că nu uit, la ultima emisiune. Câți dintre voi vă plimbați prin parc și uitați că treceți pe lângă copaci, pe lângă copii, pe lângă cățeluși, pe lângă păsărele, rândinele și pisicuțe? Câți? Uităm să ne uităm. Înțelegi? Asta înseamnă acel habitualism. Uităm că existăm. Și atunci cum să fii receptiv? Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost și astăzi alături de noi. Ești un om de milioane. Uite, vezi, o frustrare. S-a terminat. S-a terminat, nu mai avem cum. Dar eu am control cum acționez în această. Îți mulțumesc tare mult. Te îmbrățișez cu toată dragostea și inima mea. Ești... nu știu, un om pe care îl recomand în orice clip a vieții mele, să știi, cu toată stima și iubirea, îți spun. Și reciproca este valabil. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru atenție. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Până mâine, Creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. Acum stați alături de noi. Urmează Sport Arena la zi. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.